să rămână lăsat, Robert. Și aș vrea. Mulțumesc. Până unde mă apucă seara? Da. Până unde apuc pe bănci? De vreo un an jumătate. Nu m-am băgat încă. Unde să mă duc la azi? Pe Gutenberg, care e plin de plăjnițe și de păduci? Nu mă duc eu. Mă duc acolo în gare la CP1, acolo condiții mai bune, condiții de baie, condiții de igienă. M-am despărțit de nevastă și de atunci îți păstrez. Păi, probleme familiale. Mama a murit la 36 de ani, eu am avut 9 ani. Am o fată de 36 de ani. E plecat în Austria. Nu mai știu nimic. Sunt lăcătuș strungar. Nu mai. Ocazional. Da, s-a încărcat, descărcat. Am mai dă și mâncare, și bănuț. Ajutor social. Te las sfat. Adică 130 de lei. Da. Nici de chirie, nici de mâncare nu așa. Și cum s-a scumpit tot. Mă bucur că cumpăr o pâine pe zi, o pâine din aia mică, un pateu și cu ăsta trăiesc toată ziua. Multe momente. Păi, ce am găsit? M-am dus pe la Tomberane, m-am dus unde am găsit. Da, foarte greu. A, ce nu m-a trecut, când s-a născut fiica mea. Atât am avut fericire în viață. Păi m-am simțit în anul acel. Pot să zic că sunt tată. Până acum am fost golan. Păi așa zic proverbul. Dar de acum sunt tată. Trebuie să stau pe fund. Să-și asculte părinții. Nu. Vă mulțumesc foarte frumos de încet. Doamne ajută!
our story. Please like and share this video to give underprivileged people a stronger voice. And if you want to support this project in any way, you can do it at purpleedits.com. I hope to see you again next week.